Arta de a sta în ședințe mai puțin. Prescurtarea ședințelor la jumătatea din timpul în care le-am făcut până acum. Metoda de reducere a unei ședințe numită POSI. P semnifică prioritate, adică dacă întâlnirea noastră sau ședința noastră vorbește despre prioritățile pe care ni le-am pus în timpul anului. O înseamnă agenda. Ședința are un obiectiv exact și o agendă bine definită pentru a vedea exact toate punctele de rezolvat. S înseamnă scurtare, dacă avem vreo metodă sau o modalitate prin care putem să scurtăm ședința. E vine de la efectivitate, dacă ne-am împărțit timpul corect și în calendarul nostru este corect setat timpul pentru fiecare întâlnire și timp pentru noi înșine. Prin folosirea metodei POSI am reușit trei lucruri importante. Primul lucru este eliminarea a patru ședințe timp de 2 săptămâni care mi-au făcut un câștig de 5 ore. Al doilea este folosirea metodei HART 20-50 pentru a salva din timpul meu mai mult. Este salvarea câte 10 minute pentru 6 ședințe la care am participat prin metoda 20-50. Al treilea este folosirea de PowerPoint-uri sau desene colorate, la fel și a calendarului, pentru a-mi nota exact timpii pentru fiecare ședință și timpii pentru mine.